Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, bine v-am regăsit, sunt Cristian Ivaneș. 17 decembrie, nu puteam să nu comentez despre această zi fundamentală pentru libertatea noastră, 17 decembrie, Timișoara, 1989. Știți bine că 15-16 decembrie au fost manifestații la Timișoara care au izbucnit pentru că un preot necunoscut maghiar, un pastor protestant, nimeni nu auzise de László Tőkés, urma să fie evacuat din locuință printr-un abuz imens al regimului, asta fiindcă îndrăznise să-l critique pe N. Ceaușescu la televiziunea maghiară în programul Panorama. Programul acesta, v-am spus, și într-una din dățile trecute era formidabil pentru o televiziune din estul Europei. Critic la adresa regimului maghiar, critic față de altele, era o chestie din altă lume pentru cei care priveau doar la Cântarea României și la televiziunea română neliberă. Și după ce în 15 și 16 fusese reprimată fără a se trage în oameni încă răzmerița de acolo, revolta oamenilor de acolo, în 17 decembrie lucrurile se schimbă. Ceaușescu încă la București dă ordin personal și el și ea face vorbire în stenograme, se vede chestia asta, să se deschidă focul. Și chestia asta a deschide focul împotriva oamenilor care manifestează împotriva regimului, oameni neînarmați. Chestia asta este un scandal, este o rușine, o pată care nu se va șterge niciodată, cu toate scuzele cerute de ministrul Ciucă la vremea respectivă, acum vreo câțiva ani, de pe obrazul armatei române. O rușine. Să tragem oameni nevinovați care manifestează pentru libertate este absolut barbar. Ei bine, în 17 decembrie deja vin de la București la Timișoara trimiteri, vin întăriri, vin tot felul de oameni și la ora 11 dimineața Vasile Milea, care nu este un erou, să știți, este un criminal, ministrul apărării Milea ordonă comandantului mare unități mecanizate să se intervină cu tancurile și se intervine cu tancurile. Noroc că acestea sunt blocate de manifestanți și unele chiar incendiate. Sunt primele focuri de armă în după amiază zilei de 17 decembrie și la ora 18, generalul Ștefan Gușă, vi-l mai amintiți pe Ștefan Gușă? Eu mi-l amintesc foarte bine. A sosit de la București ca să preia în întregime conducerea forțelor militare aparținând Ministerului Apărării. Și Ministerul Apărării a trimis comandamentului Marii Unități Mecanizate din Timișoara în după amiaza acelei zile indicativul Radu cel Frumos. Asta însemna înarmarea militarilor cu muniție de război și alarmă de luptă parțială. Vă dați seama că acești indivizi, fiind cozile de topor ale regimului Ceaușescu, care își trăia ultimele zile, oamenii aceștia au tratat populația Timișoarei, oamenii civilii Timișoarei, da? Deci oameni neînarmați, au tratat toată chestia asta ca pe o agresiune externă și au și prezentat-o public, tot așa. Am mărturii nenumărate de la oameni care erau în armată în decembrie 89, nu în Timișoara, oriunde în țară, și chiar am să vă rog să confirmați asta în mesaje, și care mi-au spus, necunoscându-se unii pe alții, nouă ni s-a spus că Ungaria atacă România. Am râde astăzi, dar nu e de râs, pentru că regimul a făcut uz și abuz de sperietoarea maghiară
Vin ungurii, care era un pactul de la Varșovia, la fel ca și România, deci vă dați seama ce aberație. Vin ungurii să ne ia Ardealul, să-l bage în jeb și să plece cu el în jebul de la uniformele honvezilor, să plece cu el înapoi la Budapesta. Au spus chestia asta soldaților români, tocmai pregătindu-i să tragă și să fie dispuși să-și apere țara. Desigur, era vorba de a apăra împotriva propriului popor, pentru că asta s-a întâmplat. Ei bine, la București are loc și ședința Comitetului Politic Executiv pentru a hotărâ represiunea cruntă ce urma să se întâmple în după amiaza zilei de 17 decembrie și apoi și pe mai departe la Timișoara. Și Ceaușescu începe delirul, era de neconceput pentru cel mai iubit fiu al poporului, pentru geniul Carpaților, pentru eroul între eroii neamului și pentru savantul de renume mondial, care s-a dovedit, bineînțeles, a fi fost chiar semi-analfabet până la urmă, se dovedea de neconceput ca propriul popor să se revolte. Și zice Ceaușescu așa în stenograme: la Timișoara au avut loc unele evenimente care s-au reluat astăzi la prânz. Aici este amestecul cercurilor din afară, a cercurilor străine de spionaj, începând cu Budapesta. Agenturii, bănuiesc că țineți minte, așa. De altfel, este cunoscut și faptul că atât de răsărit cât și în apus, toți discută că în România ar trebui să se schimbe lucrurile. Păi, nu discutam ce în răsărit și apus. discutam ăștia nenorociții dinăuntru, că abia așteptam să se schimbe lucrurile. Și numai nu se schimbau odată și se schimbaseră în toată Europa Centrală și de Est, deja, cu excepția Albaniei, și numai în România, fusese reales la al 14-lea congres ăsta. Și mai zice așa: o serie de elemente declasate s-au adunat din nou și au provocat dezordine, sunt acțiuni puse la cale atât în Est cât și în Vest, care s-au unit pentru a distruge socialismul. Ce păcat că nu se uniseră ăștia să distrugă socialismul cu 10 de ani înainte. M-aș fi născut în libertate deja. În fine. Ei bine, armata română intervine glorios împotriva propriului popor și în 17 decembrie trage împotriva oamenilor. Avem 66 de morți și 200 de răniți. Doar astăzi, 17 decembrie. Mărturile sunt cutremurătoare. Cum au putut să tragă acei oameni? Este ceva înfiorător. Regimul mai face o șmecherie. Trimite gărzile patriotice din Oltenia, le trimite spre Timișoara. Gărzile patriotice, nu știu dacă știați, erau un fel de entitate paramilitară. Existau, cel puțin pe hârtie, și în alte țări din Est. Aveau și o uniformă, mi-o amintesc destul de bine, cachi și foarte spălăcită și vai de capul ei, și și-au imaginat, aici iarăși mergând pe chestia etnică, și-au imaginat că dacă îi trimit din Oltenia spre Timișoara, atunci va funcționa antimaghiarismul și va zice: azi că vă arăt eu unguri, da. Exact așa au fost montați, numai că spre stupoarea regimului așa au făcut cale întoarsă majoritatea la un moment dat, prinzându-se despre ce e vorba, iar unii chiar s-au dus mai departe și au fraternizat cu timișorenii. Cinste ăstora care au făcut-o. Bun. Chestia cea mai sinistră, sau una din cele mai sinistre chestii, pentru că regimul în demența lui dă drumul la moarte pe țeava armatei române și omoară oamenii ăștia. Și deja chestia e nasoală, pentru că eram totuși în 1989. Informația circula, iar la Timișoara exista un consulat al Iugoslaviei. Și consulul Iugoslaviei este, cred că, primul care transmite informația către Radio Europa Liberă. Inclusiv o înregistrare cu împușcăturile de la Timișoara. Eu am auzit chestia aia la Europa Liberă, la Cluj fiind, pe unde scurte, și m-am cutremurat, adică alea sunt împușcături și acolo mor oameni. La Cluj încă era liniște. Eu, la 17 ani, în clasa 11, intrasem în vacanță după primul trimestru.
erau trimestre atunci, intrasem în vacanță în dictatură. Și acum dictatura începea să se scuture cu noi elevii în vacanță. Era o chestie fenomenală. Oare vom reîncepe școala în libertate în ianuarie? Până una alta însă se pornește o nouă operațiune la Timișoara, pusă la cale de regim, și anume de la Comtim se face rost de un camion frigorific și se încarcă în ăla 40 de cadavre omorâte de regim la Timișoara în 17 și sunt duși la București și sunt arși. Și din sunt arși la București la crematorul Cenușa. Și rezultă în urma arderii acestor 40 de cadavre, 40 de timișoreni, rezultă 4 tomberoane pline cu cenușă, care au fost deversate într-o gură de canal în apropiere de Popeștile Ordeni. Dacă vă vine să credeți, asta s-a întâmplat. În demența lui descătușată, regimul își imagina că așa șterge urmele. Cât de dement și de descreierat să fii, să faci un asemenea lucru. Lanțul ăsta de comandă, Ceaușescu, Ioan Coman la Timișoara, Gușă, Milea, ministrul apărării, Stănculescu, toate cozile astea, Iulian Vlad, șeful securității, toate cozile de topor care au conlucrat până în ultimisima clipă la represiunea împotriva oamenilor nevinovați, ăștia de ce erau mânați? Oamenii ăștia nu realizeau în ce film joacă? Adică pot înțelege că Ceaușescu era descreierat nebun și ea așiși de rabun, dar acolo era o pleiadă întreagă de indivizi. Ăia cum naiba n-au făcut nimic? Și participanții la acea ședință erau mulți a Comitetului Politic Executiv din 17. Ceaușescu, Emil Bobu, mai amintiți Emil Bobu, Dăscălescu, Vasile Milea, Ion Dincă, Manea Mănescu, Silviu Curticianu, Andrei, Ștefan Andrei, Tudor Postelnicu, Lina Ciobanu, Ludovic Fazekas, tot felul de alți indivizi încă, Iulian Vlad, bineînțeles. Ăștia ce au făcut? Bineînțeles că au fost toți complici la crimă. Și trebuie povestite chestiile astea și să ne punem un pic problema cum e posibil ca în România și explicație științifică din punct de vedere al științelor sociale, al științelor politice, încă nu avem. Cum de în România a fost cu putință ca un caz unic, un excepționalism românesc, armata română să se implice prin lanțul de comandă în masacrarea propriului popor. Este de neimaginat. Nu-mi pot explica. Dictatura a fost peste tot. Au fost oameni care au refuzat ordine în alte țări. Au fost dictatori locali ai partidului care n-au dat astfel de ordine în primul rând. Aici totul a funcționat meticulos până în ultima clipă, exact ca la naziști. Da? Deci facem crimele cele mai oribile până în momentul capitulării. Asta este o problemă de nerezolvat. Și cu atât mai mare mi-a fost mirarea cu cât cu nu mulți ani în urmă, cu un om de afaceri local de aici, am avut ocazia să stau de vorbă despre cu totul alte teme. Și dintr-una într-alta am aflat că omul era militar în decembrie 89. Opa, asta deja mi-a tranzit interesul. Și, ok, cum a fost, cum n-a fost. Și omul meu mi-a spus că el n-a tras, unitatea lui nu s-a, el nu s-a ajuns acolo, ok. Dar mi-a mai spus o chestie de am înlemnit. Zice, dar aș fi tras. Și a zis-o cu aplomb, cu hotărâre, dar aș fi tras. Dacă aș fi primit ordin, ai fi tras. Acum, om de afaceri, beneficiar mare al regimului de democrație liberală de tip occidental,
Și la atâția ani distanță, dar aș fi tras. Rămâi interzis. De ce ai fi tras? În fine, ne amintim de 17 decembrie și ne punem problema cum e totuși cu putință. Există o teorie interesantă cum supraviețuiesc dictaturile. Vreau să vă spun pe scurt. E vorba de falsificarea preferințelor. Așa cum se ajunge la o revoluție până la urmă. Într-o dictatură, una se așteaptă de la tine să spui la locul de muncă, la școală, la universitate. Asta e preferința publică. Și tu spui cât de grozav e dictatorul, cât de grozave sunt realizările, nu? Ce măreț este totul, ce bine o ducem, ce grozav trăim. Asta e preferința publică, trebuie spusă. Și preferința privată, de gândurile tale adevărate pe care o spui acasă, în șoaptă, între patru pereți, unde asculți Europa Liberă, unde vorbești cu nevasta, cu soțul, cu familia. Și toată chestia asta presupune, scuze, o dedublare. Practic se ajunge la un fel de boală psihică. Una spui în public, alta crezi în realitate. Toată povestea are un cost. Un cost psihic. Și vine un moment când pentru tot mai mulți oameni costul ăsta psihic nu mai este acceptabil de plătit. Îi spune prag revoluționar. La mulți variază pragul revoluționar. Noi nu-l știm. În dictator nu există sondaj de opinie. Pentru unii mai este atâta până pragul revoluționar și trebuie un pic ca ei să-l atingă și să iasă în stradă, indiferent de riscuri. Vom muri și vom fi liberi. Deci nu mai contează. Dilema rebelului nu mai funcționează. Adică să facă alții că și eu beneficiez după aceea de libertatea câștigată de eroi puțini. Și se iese. La alții pragul revoluționar este altundeva și trebuie mai mult. Practic, în dictaturi, și asta vă povesteam și când vorbeam de Coreea de Nord, există un fel de boală psihică a dictaturii, să știți. Și eu cred că în Coreea de Nord, dacă se va elibera vreodată și sper cât mai repede de Kim și de toată șleahta aia nenorocită, veți vedea că acolo o bună parte din oameni sunt bolnavi psihic. Deci acolo atât de tare este spălarea creierului și teroarea, teama, încât dedublarea asta te dereglează, te scoate afară de pe șine. Groaznic. Și teribil. Ce să vă mai spun altceva decât că nu, astăzi, 17 decembrie, merită să ne amintim și faptul că grație acestor oameni și care au urmat după aceea în 21 decembrie în toată țara, am să vă povestesc în 21 ce s-a întâmplat la Cluj, noi, astăzi în libertate, putem avea inclusiv acest program și putem să ne contrazicem. Putem să nu fim de acord, puteți să nu fiți de acord cu mine sau cu guvernul sau cu Ciucă sau cu Iohannis, eu pot să-i critic și să-i fac praf de la acest microfon în public, în văzul tuturor și vă garantez că nu mi se întâmplă nimic și nici dumneavoastră. Și nici măcar nu ne gândim că ni s-ar putea întâmpla ceva, să fim dați afară de undeva, să fim arestați, să fim împușcați în stradă. Mulți dintre noi, generațiile mai tinere, iau asta ca pe un bun firesc. Adică e normal, cum adică? Da, e normal. Dar noi ăștia alți, ceva mai albi, n-am prins de la bun început normalitatea asta. Și cu atât mai mult trebuie să o prețuim. Mulțumesc mult pentru atenție, mulțumesc pentru faptul că vă abonați la acest canal și că îl urmăriți, bineînțeles, și că îl recomandați și altora spre abonare. Mulțumesc de asemenea pentru faptul că intrați pe Facebook, Cristian Ivaneș Oficial, și faceți subscribe la această pagină oficială a acestui canal, unde sunt anunțate emisiunile. Și un capitol extrem de important, nu știu dacă se aude, dar plouă tare de tot la Cluj, așa cum a plouat și în decembrie 89, să știți, în 17 spre 18 la Timișoara, spălând sângele de pe străzi, nu glumesc, așa s-a întâmplat. Ziceam că e un capitol special ăsta de final. Vă mulțumesc celor care susțineți acest canal prin Patreon și PayPal și vă invit și vă rog pe cei care nu o faceți să considerați să o faceți
pentru că jurnalismul independent nu are alți sponsori. Este esențial pentru a putea continua să fim sprijiniți noi, jurnaliștii independenți din România și de aiure. Vă mulțumesc mult, toate bune și să auzim numai de bine!